Salut! Sunt Tatiana Bec, jurnalistă la Moldova.org. Astăzi continuăm seria de filmulețe în care explicăm tot ce trebuie să știi despre COVID-19 și cum ne protejăm de el. În cel de-al doilea episod vorbim despre mănuși, cât de eficiente sunt acestea împotriva coronavirusului și când trebuie să le purtăm. Deci, să începem! Mănușile medicale, făcute ca să protejeze medicii de substanțele chimice toxice și în situații cu risc de infectare, au apărut încă în anul 1894, iar pe piață au ajuns la începutul anilor 90. În prezent, după ce peste 3 milioane de oameni s-au infectat COVID-19, mănușile medicale au ajuns la mare căutare. Tot mai mulți oameni au început să meargă afară echipați cu măști și mănuși, deși cele din urmă nu au fost recomandate de nicio țară. Mai mult, purtarea mănușilor timp de o oră îți face mâinile să transpire, ceea ce creează un mediu favorabil pentru înmulțirea bacteriilor. Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății susțin că mănușile nu te protejează de virus și nu înlocuiesc regulile de igienă. Purtarea mănușilor, atenționează specialiștii, nu previne transmiterea virusului, însă oferă o stare falsă de siguranță care de multe ori îi poate face pe oameni mai puțin atenți. Mai ales dacă e să ținem cont că oamenii obișnuiesc să-și atingă fața de cel puțin 20 de ori pe oră. Dar haideți să facem un experiment și să vedem dacă mănușile de unică folosință ne protejează sau nu împotriva răspândirii virusului COVID-19. Avem o mână îmbrăcată într-o mănușă de unică folosință și o mână goală. Vom folosi rujul pentru a marca virusul. Același lucru facem și pe mâna goală. După ce am atins o suprafață infectată, cam așa s-ar vedea virusul. În momentul în care ne furnică un pic nasul, atingem un pic nasul, vedem că ne murdărim, același lucru, atingem fața și vedem că virusul se răspândește. Ne sună telefonul, îl atingem și pe el, mai butonăm un pic, după care vorbim cu membrii familiei. Discutăm și vedem că și aici s-a răspândit. Acest lucru ne arată că, indiferent dacă purtăm sau nu mănuși și mâinile noastre sunt contaminate, trebuie să evităm să ne atingem fața pentru a nu permite răspândirea virusului. Deci, spălați-vă mai des pe mâini și evitați să vă atingeți fața în spații publice. Mănușile de unică folosință sunt purtate de angajații sistemului medical, dar și de persoanele care sunt în contact direct și au grijă de persoanele infectate COVID-19. De asemenea, ar trebui să purtăm mănuși când intrăm într-un magazin, pentru a nu ne contamina de la produsele atinse de o persoană infectată. Ulterior, mănușile trebuie aruncate. De fapt, cel mai important rol al mănușilor atunci când le purtăm în public este să ne reamintească să nu ne atingem fața. În principiu, desigur că protejează, dar numai în caz când se folosesc mănuși de unică folosință. Și imediat după contact, de exemplu, când persoana vizitează magazinul, imediat se scot mănușile. Numai mănuși de unică folosință. Și asta nu exclude veniți acasă și trebuie de spălat mâinile. Trebuie să te asiguri că mâinile sunt curate și dezinfectate înainte să-ți pui mănușile de unică folosință. Iar când le scoți, trebuie să apuci mănușa de margine, fără a atinge pielea, și să o scoți încet. Iar după ce ai aruncat prima mănușă, bagi degetul sub marginea celelalte mănuși și o scoți, evitând să atingi cu mâinile curate suprafața care ar putea fi contaminată. Spală-te cât mai des pe mâini, păstrează distanță și rămâi calm. Multă sănătate îți doresc!